Alegere surprinzătoare pentru banca tehnică a echipei de fotbal CSM Râmnicu Sărat. După despărțirea de Tănase Lăptoiu, antrenorul care a terminat seria pe locul 4, în primul sezon de la revenirea în Liga 3 oficialii râmniceni au ajuns la un acord cu Marius Vișan. Un nume important în istoria recentă a fotbalului din Râmnicu Sărat, atacant la Olimpia în 2016, când a fost și golgheterul echipei, Vișan este în prezent președinte jucător al echipei de Liga 4 din Prahova, tricolorul Breaza. Într-o asemenea dublă postură. Marius Vișan a mai fost și în 2015, când era antrenorul tricolorului Breaza și fotbalist la formația din Râmnicu Sărat. La 42 de ani, Vișan nu a renunțat la activitatea competițională, iar de curând a marcat golul echipei pe care o și conduce, în amicalul Breaza, fumați 1-3. Vișan debutează oficial ca antrenor al celor de la CSM Râmnicu Sărat la meciul de astăzi cu Metalul Buzău, un turul al doilea al Cupei României.